total, 23 de persoane au ajuns la urgența Spitalului Județean, iar 15 au plecat acasă. Toți pacienții au fost supuși unor investigații amănunțite. Cei 8 pacienți internați sunt în general cu traumatisme toracice, contuzii de membre. Avem și o fractură de cap femoral la o femeie. 5 dintre victimele accidentului de ieri sunt internate la ortopedie, restul în secții diferite. Una este internată în chirurgie pentru un traumatism toraco-abdominal, încă una tot în chirurgie, o ruptură de splină de grad 3 și mai este încă una internare la chirurgie BMF. Oromaxilofacială. Reprezentanții Spitalului Județean Constanța le recomandă aparținătorilor celor care ajung la urgență ca în astfel de cazuri să dea dovadă de calm și înțelegere până la stabilirea diagnosticului de către medici.